O femeie a dezvăluit într-un videoclip postat pe TikTok un moment traumatizant care a avut loc în timpul nunții sale. O invitată a făcut infart în cabina foto, dar în ciuda întâmplării tragice, oamenii au continuat petrecerea. Kate Devon a postat videoclipul pe contul ei de TikTok, devenind la scurt timp viral cu peste 2 milioane de vizualizări, răspunzând la întrebarea ce ai ales să faci la nunta ta, în ciuda faptului că îți supărai familia. Am continuat recepția după ce unul dintre invitații noștri a murit în cabina foto, a fost răspunsul tinerei. Răspunsul i-a șocat pe internauți și au cerut lui Kate să dezvăluie mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat exact. Aproximativ o oră, femeia a revenit cu un nou videoclip în care a povestit pe larg întreaga situație. A explicat așadar că una dintre verișoarele soțului ei intrase în cabina foto pentru a-și face o fotografie, în timp ce mirii discutau cu alții membri ai familiei. Nunta a continuat în ciuda faptului că o treime din invitați au plecat la spital pentru a fi alături de invitată, în timp ce Kate și soțul ei au mers în vizită a doua zi. Din fericire, tânăra a supraviețuit și ea însăși s-a căsătorit în 2021, a adăugat femeia la finalul poveștii. Totuși, familia a fost extrem de supărată pentru decizia de a continua nunta în situația dată și internauții au rămas șocați de povestea lui Kate, unii dintre ei, blamând gestul de a ignora gravitatea lucrurilor și de a petrece în timp ce viața unui om atârnă de un fir de ață. În cele din urmă, Kate a spus că întreaga familie a dat uitării momentului și nu a mai fost trasă la răspundere pentru gestul ei.